Aproximativ 300 de oameni au ajuns la spital cu mușcături de căpușe. Medicul Tiberius Brădățan a declarat că numărul persoanelor ajunse la urgențe cu astfel de mușcături a crescut destul de mult în acest an. Unele persoane care ajung pe mâna medicilor prezintă și câte 2-3 căpușe pe corp. Dacă o să socotim și ultimele zile, probabil ne apropiem de 300 de persoane care au fost mușcate de căpușe, mult mai mulți decât veneau în ceilalți ani. Deocamdată nu avem confirmate decât un număr de 4 persoane cu borelia, cu microorganismul care este incriminat în producerea bolii Lyme, de care se teme toată lumea, dar e posibil să mai apară pentru că testele serologice se recoltează la 3 săptămâni de la mușcătura căpușei și urmează să fie trimise la Institutul Cantacuzino la București. Deci rezultatele ajung undeva la o lună, o lună și jumătate de la momentul mușcăturii. În prima parte a sezonului, cei mai mulți oameni care au venit mușcați de căpuși au fost din mediul urban. Aceștia au luat aceste căpușe din parcurile din municipiul Suceava. E o amestecătură, ca să spunem așa. De ce vă spun? Într-o primă perioadă, la începutul verii, au fost destul de multe persoane din mediul urban mai ales și inclusiv din parcurile municipiului. Ulterior, după ce s-a procedat la dezinsecție, persoanele respective nu au mai venit din oraș sau cu căpușa pe care au achiziționat-o, ca să spunem, care au găsit-o în oraș, ci au venit de la țară, din zona rurală, la muncile câmpului sau de la picnicuri de la iarbă verde. În parcurile și spațiile verzi din municipiul Suceava, căpușele au apărut datorită câinilor comunitari. Câinii comunitari au fost o cauză acestor căpușe? Este cauza cea mai probabilă și mai trebuie să luăm în considerare și în zona de periferie a orașului, unde mai pătrund animale de casă, ovinele, pentru a ajunge la iarba care poate fi păscută. Dar cel mai probabil de la câinii comunitari în prima perioadă. Aici este în atenția Consiliului Local de mai multă vreme rezolvarea problemei câinilor comunitari. După cum știți, avem deja un al doilea adăpost pentru acești câini, dar avem o problemă legată de importul de câini din zona Botoșanului sau din zona rurală. În continuare, multă lume vine și aduce aceste animale pe care le abandonează pe străzile Sucevei.